Scuze! Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Daniel, el e Claudiu, deja îl știți. Astăzi ne aflăm la Cluj. Reședința de vară a lui Claudiu, noua reședință de vară a lui Claudiu. Și o să explorăm un pic orașul și împrejurimile. O să stau aici câteva zile. Probabil că o să împar vlogul mai multe părți sau nu. O să văd, depinde de cât filmez. Și să înceapă vlogul. Nu, își ține lesa în gură singur. Da? Uite ce vorbește. Ce zici? Asta este catedrala creștină ortodoxă din Cluj. Și arată foarte frumos. Foarte mare, o să intrăm și un pic în ea să vedem cum se prezintă. În fața catedralei avem o statuie impunătoare cu Avram Iancu, care i-a cam bătut la fund pe unguri și reprezintă un simbol așa al Transilvaniei, al Ardealului. Da. Pentru noi românii. Și ca de obicei, Betty Ice lovește din nou. Am fost la înghețătărie. Hai să avem poftiță. Lingem o înghețată acum. Ăsta știe mai bine ca mine. În spatele meu se află statuia lui Matias Corvin. Este un mare rege al Ungariei care l-a avut ca și tată pe Ioan de Hunedoara. Iar tatăl lui Ioan de Hunedoara este un rege valah Voicu, ceea ce denotă faptul că regele Ungariei a avut strămoși români. Aie, sorry. This is the reality. Asta este Catedrala Romană Catolică. Hai să vedem cum e înăuntru. Am urcat în turn până la jumate și ne-a luat țapă. Coborâm! Mamă, cum arată acum, ce am pus toată noaptea. Practic, noaptea e mult mai mișto, că s-a prinse becele astea. E aglomerat, lumea pentru party, îmbrăcată frumos. Acum, nu știu, cu niște mamai, niște bunici, niște mamăițe, niște... Bunica lui Toma Alimoș. A, sunt, veni și seara. A, astăzi merge la meci, pe Cluj Arena. Este. Hai, o Cluj. Aici s-a născut Matei Corvin. Conform tradiției, aici s-a născut Matei Corvin. Foarte tare. Fiul marelui Ioștean Iancu de Hunedoara. Parcă era lui Ioan de Hunedoara. Is the same? Maybe? Probabil? Căutăm.
Ioan de Hunedoara, cunoscut ca și Iancu de Hunedoara, născut în anul 1407, a fost ban al Severinului, voievod al Transilvaniei, guvernator și regent al Ungariei și capitan general al regatului între anii 1453-1456 și tatăl regelui Matia Corvin. Ce mișto e cățelul ăla! Ce frumos merge! Hai, cuțu! Are și botnice, bă, du-te-am! Nu, își ține lesa în gură singur! Da? Se cară singur! Suntem pe centru, în parcul central. Arată bine. Din ce am înțeles de la Claudiu, ar fi cam singurul parc mare din Cluj. Care nu-i mare. Care nu-i mare. But this is it. Ce să faci? Și un lac mai încolo, să-l vedem și pe ăla. E frumos. Cu lebede, parcă, nu-i așa? Nu. Eu când am fost atunci... Lebede doar de-astea, de închiriat. Nu, știu, hidrobiciclete, da. Nu, chiar am văzut lebede. Dar nu mai știu. Nu. Când am fost, acum vreo 3-4 ani. Ceva de genul. Le-au mâncat așa. Le-au mâncat așa, da. O vii la Antol. Da. La Anton, te rog frumos. Păi ieftineală. Centrul ăsta din spate, un fost casino, îmi spune Claudiu, și acum este centru de cultură urbană și se organizează expoziții. Acum aranjau ceva acolo, am filmat până înăuntru și evenimente, da? Dar arată foarte tare, o să filmez și din față un pic, super frumos este, îmi place. Și uite lacul cu lepedele de plastic. Deci am văzut că se oficiază și ceremonii de-astea de căsătorie, aici în față, în foișorul ăla. Nice! Toată lumea vine, face poze aici. Uite și lebedele despre care vorbeai. Da. După cum toată lumea știe, Clujul este mama Antoldului. Avem aici o chestie mișto. Mergem acum să ne achiziționăm bilete pentru meciul de diseară. Hai, u! Aceasta este minunata arena a Clujului, unde joacă U Cluj. Hai de U! Căutăm un loc să mâncăm. Ne-am luat bilete la meci, dar problema e că eu am un ghiozdan baterie portabilă, GoPro care filmez. Și șansele să intru la meci sunt foarte mici. Așa că probabil o să mergem acasă să-mi las eu ghiozdanul. Vreau să mă opresc. Și apoi să venim înapoi la meci. Azuga nefiltrat. N-am primit încă bani de la Azuga, dar aștept să-mi dea, fiindcă le-am făcut reclamă. Hai să trăiești. Bine te-am găsit, domnul. Să trăim, doamne ajută. Nice. Îmi place. Și-a luat un 4 fromagii și ăsta și-a luat o cefuță cu cartofei. Să avem poftă. Să avem poftă. Gata, masa, am dat 124 de lei. Am luat pasul, arată foarte bine.
dar totuși ește. Și s-a nicat de emoție. Covid. E 3 lei bilet. Și poți să plătești cu cardul, nu te complici. Dar e regulă. Și lumea se uită la mine, că vorbesc cu voi. Cred că o să fie mare nebunie pe stadion. Au de ce aici. Este... Hai să mergem. România, ia uzi. România. Bă, e xenofob nimic aici. Uite și galeria. Scandal din România, ce? Uite și galeria aici frumos. Păcate, băieții de la U au luat bătaie cu 1-0 de la Sepsi. A fost un meci interesant. Le-a bătut un pic soarele, le-a venit norul, după aia... I present you the Someș. The Little Someș. The Little Someș, da. Domnul Claudiu e un pic tulbure. A plouat și de aia. Episodul 802. Claudiu și prietenii săi. Ia. Vrei să rămâi fără deget? Pune-l acolo. M-a speriat. Nu mai mă lasă-l ca super. Hai să mergem. Am început urcarea pe macadam. Dăm și de trepte în curând. Mergem sus la un punct de belvedere. Dealul sau parcul Cetățuia, ci că ar fi fost o cetățuie aici, o cetate habsburgică, a fost și închisoare la un moment dat. Hai să vedem ce e pe acolo pe sus. Suntem în piața Mihai Viteazul, unde e o flacără care arde acolo. Am filmat-o un pic mai devreme. Un mesaj foarte frumos, pe care l-am filmat și pe ăla și o să vi-l citesc. Și cu statuia asta minunată din față, cu întregitorul țării. Atâția ani am stat împotriva turcilor cu oamenii mei. Și cu puținul ajutor al țării mele, necruțând niciodată sângele pentru Ardeal, care sub apărarea mea, într-un nimic n-a cunoscut nicio pagubă și este întreg. Băi, așa-i mă, lacul, nu-i poluare, uite, să văd stele, uite ce frumos să văd stelele, n-ai mai văzut nimic așa. Da, sunt și mari, sunt legate între ele, uite, cu fire, cu sfori. Păi așa, ăștia la Cluj aici sunt... Sunt pe treabă. În alt secol, știi? Da. Tehnologia cu asta. Mamă, la câte stele. Se vede carul mare. The next day. Noroc că nu plouă. E soare. Da, e soare, frumos.
s-a oprit ploaia, iar în această minunată zi, bravo Claudiu, mergem la turnul croitorilor care este în față. Bun, putea să intrăm în el? Da. Da, daul la el înseamnă că nu știe. Traducerea e bună. Am ajuns lângă. Wow, constructions. Ce zic eu? Intrăm? Ha? E pauză. Pauză o oră. Care n-au șansă? Deci pauză între 13 și 14 și 13.03. E bine. Hai că poate revenim. Călăi adulți. Program. Intrare. Hai la grădina botanică. Claudiu și prietenii săi. De data asta are un loc. Bă, bubble gum apă. Casa Revoluta. E socialul Revolut. Păi, un lucru care îmi place la Cluj este că are foarte multe piste de bicicletă și nu de-alea mizerii pe trotuar cum avem noi în București. A, uite aici, pe carosabil, frumos, cu marcaj, ai banda ta, nu te deranjează nimeni. Uite, domnul biciclist, adică, băi! E mișto, e tare, bravo! Fost la muzeul etnografic, ce să zic? Am văzut și mai bine. Nu, e rău, dar parcă n-are destule chestii. Nu rămâne decât să mergeți să vă convinge și voi. Dar, da, 10 lei intrarea, ai o avere. Hai că am reușit să ajungem la turn. E free, plus o expoziție de caricaturi. Și să vedem ce e în sus pe scara asta. Cred că e același loc. E doar ideea că urci în turn. Ray Charles. Prince Louis Armstrong. În anul 1627, un trăsnet a lovit turnul și a afectat întreaga sa structură, pentru că în turn se afla praf de pușcă și acesta a explodat. Și ăsta e capătul. Nu e niciun gemuleț aici, un pic mai jos unul. Da, e o experiență. Foarte interesant de vizitat, poveștile sunt interesante. Da, pe fiecare etaj câte o istorioară reală despre cum s-au întâmplat lucrurile, cum au decurs, cum s-a ajuns la forma actuală și cel mai important, adică destul de important, mi se pare că e gratis, foarte tare, free.
Hai să treci niște. Suntem la Alchimist. Mi-am luat un șnițel. Domnul și-a luat un piept. Și avem o priveliște bună. S-a calificat CFR-ul, gol în minutul 89 sau 90, i-a bătut pe Maribor. Bravo, lor. Foarte că superbă, asta. Da, și asta e cel mai important. Bravo. The next day. Bună dimineața. Bună. Și what's up? Astăzi o să facem un tur ghidat în Piața Unirii. Ne așteaptă o tipă pe nume Alexandra, și am primit confirmarea în mail. Și abia așteptăm să vedem ce o să aflăm despre minunatul Cluj. Stați aproape. Ce am uitat să zic este că turul este un tur free, ca toate celelalte pe care le-am făcut și în alte orașe. Probabil că vor fi studenți, asta nu știu exact. Și dacă o să vă las un link. Dacă vreți să-i găsiți, se numesc Cluj Guided Tours. Da, o să pun un link în descriere și o să-i găsiți. Now I wanted you to turn around. What? And to take a look at the street. Do you see something odd, something unusual about the street? It's not straight? It's not straight. Why? It's narrowing in the middle of it. It's a bit curved. Because there was a gate in the past. We just entered in the first medieval enclosure of Cluj, the first medieval fortification of Cluj. The buildings that you see here are very old. The lower level, it's very pretty old, it's from the 50s. The Soviet. And there you can see all the communist important heads of the time, the golden age, of course, Stalin, Engel, Lenin, and Ceausescu. And here you can find also very good cocktails and beverages and a very good coffee. Ce mulțumesc! Și infometați! Da, dacă vreau să-i duci să spărâmă, știți, să se facă... Care apucă la câte o bucată, ăla... Care nu... Da, ci că este festivalul vinului în... dealul cetățuiei. Nu este, ci că e în Parcul Central. Deci este festivalul vinului în Parcul Central. Și normal că o să mergem să vedem despre ce e vorba, dar un pic mai pe seară. Am terminat și turul ghidat, care e free și da, vă recomand să dați și voi ceva la sfârșit. A fost foarte interesant, dacă veniți, trebuie să-l faceți, că e mai ok să știi cam pe unde mergi și ce vezi. Foarte bune explicațiile, vă las link în descriere și enjoy! De data asta mi-am luat eu piept de pui și a luat băiatul meu fish and chips. Wannabe. Hai să avem poftă. Masa a costat 114 lei. Rezonabil. Atât pot să zic. Am ajuns la muzeul satului, Romulus Buia, și vom începe să îl explorăm. Când natura e bună cu tine.
Aici am găsit un mare păr plin. Mai e unul aici, un merișor acolo. E bună? Hai mai lung câte una. Claudiu și prietenii săi, episodul 838. Ce faci? Vorbești cu noi? Vino cu aia. Bă. Caldă, a? Mă, s-a băgat la umbră. Ce-s, bă, dacă vrei să mă mânghi la umbră, dacă... Asta nu mă bag. De uite ce vorbești, bă. Ce zici? Apă vrei? Se pui în pală. Ia. Nu știu. Vrei apă? Uite, ia, mai pune. Gospodăria asta are... Da, și roade gardă, fii atent. E așa că din spatele calului nu e bine să te bagi. Ce mă, măgăruș? Ce faci? Claudiu și prietenii săi. 841. Nu știu ce vrei să faci acolo. Da. Am ieșit un pic afară, suntem în Parcul Central. Mergem la Festivalul Vinului. Să vedem ce e pe acolo. E foarte multă lume în parc aici. Mamma mia! Am luat un spumant demi-dulce de la Cricova, normal, la prietenii noștri. E genial, e foarte, foarte bun. Băgăm niște brânzică frumos, niște plăcințică. Gata, mergem spre casă. No, mă, oameni buni, asta a fost aventura de la Cluj. Dar acum trebuie să mergem să luăm trenul. Am vrut să vorbesc un pic așa, să vă arăt că am învățat limba locală. Eu am fost Daniel, el Claudiu, care mi-a fost și ghid. Ca de fiecare dată, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, să fiți la curent cu ce mai postez nou. Și nu uitați că sezonul explorării e în fiecare zi. Pa! Pe data viitoare! Mai oameni buni, despre Cluj, numai cuvinte de laudă. Orașul este modern, cosmopolit, dezvoltat, în expansiune. E un oraș în care tinerii sunt predominanți. Traficul nu mi se pare atât de rău ca în București. Este curat, probabil că ar trebui mai multe parcuri, dar overall este... un oraș super și recomand să veniți să vizitați.